Hei, bună dimineața, oameni digitali! Eu sunt Adrian, prietenul vostru de marți de la ora 12. Facem stream-ul ăsta în fiecare săptămână pe pagina Electric Castle. Mă folosesc de prilej pentru a-mi suna prietenii și a vedea ce mai fac, pentru că în condițiile astea n-am apucat să ne vedem de foarte, foarte multă vreme. Săptămâna trecută am realizat că s-ar putea să avem prieteni comuni, s-ar putea să avem artiști pe care voi să vreți să-i cunoașteți poate mai bine și vă folosiți de mine, de prietenia noastră, pentru a intra în backstage-ul lor. În urma mesajelor voastre primite pe adresa redacției de săptămâna trecută, ați insistat să intrați în backstage-ul Coma și m-am dat de 3 ori peste cap și pentru dumneavoastră am găsit astăzi pe Dan Costea și pe Cătălin Kelemen de la Coma, care vin astăzi în stream alături de noi. Hei, Dan! Hei, salut! Bună seara! Bună ziua! Hei, Cătă! Salut! Hei, ce mai faceți voi? Fiecare la casa lui în continuare, cred că asta facem. Cu minței, cu copii, cu de-astea. Tu, Cătă? Eu mai puțin, am început serviciu. Aha! Mă mai duc și pe acolo, mai vin și pe acasă. Când ați început serviciul? Tu, Dan, lucrezi de acasă? Băi, da, mai bag de acasă. Acum sunt într-o mică vacanță. Că a trebuit să stau pe acasă puțin. Știi cum a picat asta? M-am operat la spate, cum se cheamă, de hernie, de disc. Și cred că nu exista un moment mai potrivit să mă operez decât ăsta în carantină, în care trebuie oricum să stai în casă. Așa că, da, n-am făcut nimic, am stat cu minte. Dar mi se pare curios. Adică tu fix în perioada asta ai avut o intervenție chirurgicală. Da, exact, nu trebuia să ajungi la spital. Eu am ajuns la spital. A fost asta. Interesant. Da, interesant, neplăcut și a trecut. Da, ai apucat să-ți faci test din asta de COVID? Da. Și da, cred că sunt singurul din trupă și e negativ. E negativ, ok. Da, adică cum zice Trump, e pozitiv, adică a ieșit negativ, e o pozitivitate. Exact. Negativă. E pozitiv. Da. E pozitiv negativ. Că m-am internat, așa mi-au zis ăștia, zice: "Băi, te băgăm mai întâi într-o zonă din asta roșie, în care n-ai voie să te întâlnești cu nimeni și nu știi, să facem testul ăla și dacă ești negativ, te trecem la curați." Și au venit după amiază la mine, m-au făcut dimineața testul, m-au băgat ceva pe nas. Și după a venit la mine în salon și mi-au zis: "Gata, puneți-vă masca, mergem la curați. Hai la curați, că ați ieșit negativ." Este, mă. Păi asta e ca la noi, la ortodoxi, cu botezul, știi? Copilul este murdar până exact. Nu se... Până este păcătos, ăla micul, bebelușul ăla, păcătosul, știi? Micuțul păcătos, nu-l țineți mama așa. Exact, da. Deci ușor lucrurile pentru voi încep să reintre normal. Joburile se reiau. Băi, cred că da. Nu știu. Sincer, ce se întâmplă, am avut un mic boost din ăsta la începutul carantinei, în care am încercat să ne mobilizăm să facem și noi ceva în carantină. Lucrurile pe care le-a făcut, cred că toată lumea într-un final, noi n-am mai făcut nimic, nici măcar n-am mai rostit cuvântul Coma în aceste 2 luni. Ne-am mai întâlnit de câteva ori așa pe Zoom meeting sau cum se cheamă, nu? Da. Am încercat eu să trag pe ăștia de gâță, hai să facem așa. N-am avut cu cine și am renunțat, am lăsat, drop the fucking mic și am spus: ne vedem analogic când ne vedem, că digital nu funcționăm. Păi și când ne vedem? Când vă vedeți? Asta e... Nu știu, uite, cred că o să discut cu Cătă acum live aici la voi când ne vedem. Când ne vedem voi, Cătă și noi? Habar n-am, dar nu pot să zic că mi-a făcut pauza asta așa de Coma, sincer să fiu. Ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut? Nu mi-a făcut rău, nu mi-a făcut rău. Da. Dar ce-i faceți, frate, lucrătă în trup acolo? Dar nu, Doamne ferește, nu îmi face nimeni nimic, doar că mă chinuie, asta fac. Nu, dar a fost bine, eu nu știu, probabil că e bine câteodată să te mai detașezi așa de tot ce... De toată încărcătura de acolo. Nu suntem 2, nu suntem 3, nu suntem 6 oameni și... Cine v-a pus, frate, să vă luați DJ? Unul mai sănătos ca altul, exact. Și statul ăsta deoparte,
nu știu, mie unul mi-a făcut bine. Da, adevărat că am primit. N-a trebuit să mă mai gândesc la ce lucruri trebuie să transmit, cum trebuie să le transmit, cui trebuie să le transmit. Cumva, pe neașteptate, cu toții am primit o vacanță. Da. La care mie asta, da. Și asta poate să fie o viziune asupra problemei. Ce mă frământă și pe mine este că în această vacanță care a început undeva, nu știu, pe la începutul lunii martie, din martie, aprilie și ne apropiem de finalul lunii mai, adică sunt aproape 3 luni în care n-am avut eu personal niciun imbol, de exemplu, să mă apuc să ia mâna pe chitară, să fac ceva, să... Nu... La mine a funcționat fix invers. Faptul că am avut pauză de coma n-a însemnat că nu m-am mai gândit la coma, ba dimpotrivă. Am reexperimentat lucruri pe care nu mai avusesem timp să le experimentez. De genul celor spuse și de tine mai devreme. Am pus mâna pe chitară și am început să scriu, să cânt în același timp. Să cânt și să scriu în același timp. Lucruri care nu mai făcut. Am înțeles. Pentru că totul se transformase într-o presiune continuă, trebuie să facem asta când? Mâine, pam, facem. Trebuie să facem asta când? Astăzi, pam, facem. Așa am funcționat ultimii 6 ani. Da, îmi lipsea statul ăla cu chitara în mână, fără să simt nici, fără să simt vreo presiune pe capul meu, știi? Și mi-am câștigat niște lucruri pe care credeam că le-am pierdut. Apropo de chestia asta, un soi de încredere pe care credeam că pornește televizorul, tata. O mai pot stăpâni. Într-un fel mi-a revenit. Apropo de chestia asta, că cel puțin pe propria piele am simțit că de fiecare dată când apare un deadline sau presiune, cumva mă forțează să dau randament, știi? Și să mă întorc la ce spuneai tu. Uite, să dau un exemplu de la tine. Îmi aduc aminte acum mai mulți ani că trecuse așa prin discuțiile noastre ideea unui album al tău solo sau niște piese pe care să nu le faci cu coma, tu cu chitara, ceva mai liniștit. Ții minte? Da. Ăla este un proiect pe care nimeni n-a pus presiune și nu s-a materializat nicicum. Păi nu s-a materializat pentru că încă. Pentru că nimeni n-a pus presiune, cineva trebuie să stea acolo să ne pistoneze, că altfel, na. Da, probabil. Dar nici nu l-am abandonat total, dar nici nu l-am văzut vreodată ca pe o prioritate. Și de asta probabil că nu s-a materializat nimic încă. Apropo de numele voastre, de Dan și Cătă, voi aveți, îl aveți pe Gogoașa în trupă, îl aveți pe Piticu, pe Hefe, care, mă rog, în funcție de când l-ai cunoscut, în ce perioadă, are pseudonimele ori Hefe, ori Nebunul, ori Penalul, adică ești exact, ca longul, exact. Depinde așa. Voi ați rămas fără poreclă? Da, nu știu, n-am avut niciodată poreclă în viața mea. Nu s-a potrivit, nu știu de ce. Nici în școală, nici în liceu, nici nimic. Nici în liceu, nici la grădiniță. A fost toată o tentativă când eram mic, până nu știu ce clasă, mi s-a spus Bondaru, dar cred că a încercat cineva să-mi zic așa, nu s-a legat și aia a fost. Știi? Dar n-am mai putut să vorbesc o săptămână că ei s-au l-a înțepat. Da, și nu s-a legat nicio poreclă niciodată. Cătă, nici de tine? Nu. Dar uite, nici Călin nu a avut poreclă niciodată. Da. Da. Călin întotdeauna. Și nici Matei. Matei, da. Legat de proiecte din astea solo, Hefe mai face tot felul de lucruri, mai colaborează cu diversi alți DJ și artiști. Pe Cătă l-am mai prins cântând cu diverse trupe de hip-hop. Există în trupă vreo dorință a exploatării
de sine muzicale în afara contextului Coma, sau Coma este suficient pentru nevoia fiecăruia de exprimare? Băi, pentru mine Coma e suficient, eu nu m-am gândit vreodată și nici nu mă pot exprima așa singur, am nevoie de cineva cu care să mă cert ca să fac ceva. Știi, nu am n-am reușit să mă apuc să fac eu de nebun. Chiar uite, mă uitam la zilele trecute pe net și am văzut că Friki de la IPR a lansat el o piestă. El singur? Da, da. Ia să vezi, da, să o cauți. Sună IPR, e nice și cântă el la voce, da. Mi se pare, sau ceva de genul. Da, da, da. Am avut și o grămadă de riff-uri care n-au intrat la Coma și mă gândeam, zic, bă, hai să le pun, hai să văd cu cine le fac, hai să... Dar nu cred că îmi place totuși, știi? Adică n-am reușit să mă mobilizez să fac chestia asta. Pentru mine Coma este ce trebuie, știi? Da. Adică ce fac eu, aud cu vocea lui Cătă, nu mi-ar plăcea să cânte altcineva, nu știu. Da, mi-ar plăcea să colaborăm, să facem o treabă hip-hop, rock, așa, pe un album Coma viitor sau pur și simplu o piesă să fie acolo. Am mâncat mai mulți artiști care s-au potrivit cu noi și cu ce am mai făcut și cu niște riff-uri pe care le-am în cap sau, mă rog, pe calculator. Mm-hmm. Dar cred că toate la timpul lor, din punctul meu de vedere. O să vedem ce o să fie. La voi cum sunt împărțite lucrurile în formație? Dan, tu practic te ocupi de producția generală, da, nu? Așa. Da, 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 da. De producția generală, de riff-uri, de părți de piese, de compunem împreună, așa, dar marea majoritate a pieselor vin de la mine, de la Cătă, de la Matei, de la Gogoașe, știi? Adică cam toți suntem implicați, așa. Avem fiecare câte o temă pe care o aducem la sală și o dezvoltăm împreună cât se poate. Și tema asta, în funcție de cât de mult place celui care a făcut-o. Cred că da, așa. Tema asta la un moment dat... Adică vă sunați între voi, măi, n-am făcut o temă de chitar genial, trebuie neapărat să ne vedem la sală, să o cântăm, să o facem. Asta se întâmpla acum mulți ani. Se întâmplau lucrurile astea. Hai că am o temă, mamă, ce tare, hai că nu știu ce, hai să acum ce le fac, acum le trimit tot. Le trimit tot, tobă, chitară și bas. Zică, uite ce mișto sună asta. În momentul ăsta se întâmplă la modul ăsta. Deși... În ultimul timp am experimentat și un alt fel de organizare din asta creativă. În sensul în care am stabilit că la fiecare repetiție, pe o perioadă de timp, într-o perioadă de timp, la fiecare repetiție vom veni și vom cânta pur și simplu, fără să avem nimic stabilit înainte. Și până la finalul repetiției vom vedea ce se va crea. Uh-huh. Acele idei creionate, mai mult sau mai puțin la sală, urmau să fie puse deoparte la următoarea repetiție, întâmplându-se o alta. Okay. Și la final de perioadă se trăgea linie, astea sunt piesele, ne alegem... Astea sunt ideile, practic. Astea sunt ideile, ne alegem din ele... cele pe care le considerăm cele mai bune, în număr de 10, 15, 20, câte considerăm, și prin vot, și după aia începem să democratic dezvoltăm acele teme. Da. Și așa s-a întâmplat și spre uimirea noastră au fost alese și piese care nu sunt chiar pe placul tuturor. Dar așa au ieșit la vot, știi cumva, să mă rog. În continuare. Și mi se pare mai plăcut decât să stai prea mult timp pe o piesă. Există tot timpul sindromul ăsta de piesa perfectă, știi? Adică sunt mulți copii, mă rog, care se apucă de muzică, sunt neexperimentați, deși chiar dacă lucrează de mult timp în studio sau o trupă, au o singură piesă care este în capul lor capodopera vieții lor și piesa aia nu apucă niciodată să iasă din studio pentru că niciodată nu este perfectă. Știi? Da. Se lucrează, se mai șlefuiește, nu trebuia să schimb corzile la chitară, trebuia să trag cu o altă chitară, hai să... nu e asta. Stai să-mi cumpăr nu știu ce microfon, că dacă nu-mi cumpăr microfonul ăla, n-o să sune piesa și se tot așa blochează niște mici imperfecțiuni. Și practic, poate nici nu cea mai tare piesă. Exact. Poate nici nu cea mai tare. Am trecut și noi prin perioada asta și am ajuns la o concluzie că strângeam demo-uri în calculator
nu scoteam nicio piesă pentru că niciuna nu era atât de perfectă cum ar fi trebuit să fie în capul meu. Și atunci am zis stop, este greșit. Prefer să scot multe piese, să le facem, să avem randament și la un moment dat din piesele pe care o să le facem, una o să fie extraordinară. Dar nu pot să fi pasiv doar așteptând așa să, ideea genială. Da, da. Absolut. Apropo de single-uri, voi sunteți una dintre primele trupe care a instituit sistemul ăsta de single. În sensul că pe perioada vieții noastre, că noi suntem de aceeași generație, industria muzicală de rock s-a schimbat de foarte multe ori. Adică aveam rock-ul dinainte de 89, am avut niște rock după 90, prin 96, 97, 98, 99, 2000, începeau să apară trupe ca noi, ca voi. IPR, OCS, erau trupe. Nu prea aveam unde să cântăm, erau niște cluburi în care puteam să cântăm. Nu prea aveam nici scule, nu prea erau scule în cluburi. Nu suna ca afară așa cum îți doreai să sune. Nu suna niciodată ca afară. La un moment dat aveam o bună bucată de business consta pentru trupele de rock în balurile de boboci. Adică aveam concerte la baluri de boboci. Mi-aduc aminte baluri de boboci cu timpuri noi, unde se rupeau sălile în teatre și așa mai departe. Balurile de boboci erau ale noastre, ale trupelor de rock. Din 2018 trupele de rock nu mai cânta la baluri de boboci, pentru că bobocii ascultă altceva. După care noi aveam turneele. Plecam în turnee, sponsorizate sau, mă rog, nesponsorizate. Turneele au picat și ele. Deci industria muzicală s-a schimbat de foarte multe ori în timpul vieții noastre. Albumele în prezent au tind să aproape să dispară și majoritatea trupelor și artiștilor preferă să lanseze single-uri. Ăsta este clar trendul în piață. Voi faceți chestia asta before it was cool. Da, cumva cred că n-a fost o chestie programată, ci a fost o chestie în felul ăsta reușeam noi să lucrăm, știi? Ne-am dat seama că nu suntem în stare să ne adunăm să compunem un album întreg. Și atunci am zis că cel mai bine ar fi, cred că Hefe a fost capul răutăților la treaba asta, să nu mai lăsăm niciun album, să facem piese una câte una și când se adună mai multe să le legăm sub un într-un buchet frumos, căruia să-i dăm un nume. Pentru noi o ieșire dintr-un impas în care ne aflam destul de grav. Am început să facem, să scoatem câte o piesă pe an în 2012. Prima piesă fiind un semn, în 2011, pe iarna, nu știu, noiembrie. Da. Da? Și asta după ce vreo 2 ani am fuseserăm, nu știu, vreo 3 concerte, ceva de genul ăsta, în 2 ani de zile. Adică era ceva oribil. Eram la pământ. Mai existam ca trupă, după standard, după toate standardele, probabil. Dar noi ne vedeam, ne-am văzut constant la repetiții și lucram degeaba, ne certam foarte mult, nu era mult prea mult să ne și vedem unul pe altul, dar să mai stăm în aceeași cameră 3 ore. Deci asta se numește un mic hiatus, nu? Practic aia. Ce... 2011 a avut loc prima mare schimbare din formație, în sensul în care ne-am separat de Călin, pentru că nu se mai putea conviețui cu el. Așa am considerat noi în momentul ăla. Da. Și după ce lucraserăm la Long, la cred că aveam un album făcut, după care am renunțat la el, am început să lucrăm la alte piese, după care am revenit la albumul ăla. Deci nici mai voiam să mai auzim de... Asta înainte de plecarea lui Călin, nu cred că asta a fost unul dintre ei. Nu reușeam să terminăm, cum spui și tu, să punem punct la o piesă și lucrăm la piese complet aiurea. Nu erau bune, nu reușeam să le finalizăm așa cum ne doream. Și cred că aia a fost apus capac așa cumva. Modul ăla de lucru nu a funcționat pentru noi. Bun, și acum că avem liniște, sau că suntem mai liniștiți, că am luat un cap. Ce facem?
Și rezolvarea a fost venită de la Fefe, care se chinuia de ceva timp să ne bage chestia asta în cap. A zis, haideți să facem acum măcar, ce vă zic eu, hai să o luăm pe rând, cu o piesă. Și aveam atunci această piesă care se numește Un semn, mă rog, organizată destul de mult. Și am zis, bine, hai să încercăm să o terminăm pe asta. Și întâmplarea a făcut că am reușit să o terminăm destul de repede față de cât ne-am fi așteptat. Și față de cum lucram, dar nu ne-am mai pus practic piedici, știi, așa de genul, hai să nu facem referim așa, hai să fie mai nu știu cum, hai. Hai să fie. Mirarea a fost că lumea nu ne uitase sau că, nu știu, a avut un impact mai mare sau, nu știu, că s-a bucurat de ecou din partea oamenilor. Ecou pe care și noi l-am primit. Și ne-a mai suflat așa niște aer în aripi. Și după aia încet încet, hai și acum ceva, hai mai facem o piesă. Hai, uite că mai era tema aia pe care o adusese Dan, nu știu ce, și a apărut după aia. Vezi? Și încet încet așa, câte una, câte una, câte una, și am început, am reînceput să funcționăm, să retrăim, practic. Să facem concerte, să ne placă să cântăm. Exact. Și să fim împreună și să facem lucruri. Da, răspunsul din partea oamenilor a fost neașteptat de plăcut și am ajuns încet încet aici. Da. Eu am crezut tot timpul că gapul ăsta între generații care a existat între mine și părinții mei sau, mă rog, între voi și părinții voștri pe vremea când nu existau teorii de parenting și de nutriție și așa mai așa, departe. Așa. Am sperat că acest gap între generații pot să-l reduc tare între mine și copiii mei. Pentru că nu e așa, eu sunt un om cerebral și voi încerca să fac parte din lumea lor. Am constatat pe propria piele că acest gap între generații nu se poate evita sau ce? Evita, da. Așa El este, este acolo no matter what. Și dacă astăzi sunt hai, oameni, dacă astăzi sunt oameni care se apucă de rock și își fac trupe, cu siguranță că se întâlnesc de aceleași sau multe dintre problemele cu care și noi la rândul nostru ne-am întâlnit. Care ar fi ce e acolo? Da. A venit Fimiu un pic până. Ia uite, tată. Vrea să nu știu ce cu eroi. Gruia? Stai că nu. E nervos. Așa, scuze. Care ar fi mica voastră pastilă pentru o trupă la început de drum? Care ar fi esența unui drum lung în industrie? Bă, cred că răbdarea este cheia succesului din punctul meu de vedere și să nu aștept să se întâmple mâine, deși cred că în lumea asta toată lumea vrea să se întâmple acum și vrea mâine. Se întâmplă, e adevărat, sunt multe cazuri și multe trupe sau netrupe care fac să apară peste noapte și să fie huge. Dar cred că dacă vrei să faci ceva care să aibă o bază solidă, trebuie să ai răbdare și să faci ce știi tu mai frumos și poate reușești să ajungi la oameni în felul ăsta. Asta ce cred eu că trebuie să ai, să fii constant. În momentul în care voi v-ați apucat de de rock, ați avut practic în față, la dispoziție, o plajă muzicală a anilor 90, în care lucrurile se întâmplau românește. Fiind generația tânără de la momentul respectiv, exista un contrast foarte mare între ce era în capul vostru, cum vă imaginați voi că ar trebui să arate toată chestia asta, fiind cu ochii mai degrabă peste ocean decât aici. Și probabil că au existat niște frustrări la început de drum, pentru că lucrurile nu se desfășurau după ideile din capul vostru, ci lucrurile aveau, cum să zic, ordinea lor românească. Cum ați reușit să treceți metehnele pieței de la momentul respectiv, în ce măsură a fost adaptare și în ce măsură a fost inventarea unor reguli noi? Eu nu m-am gândit întotdeauna că lucrurile, chiar dacă nu se întâmplă așa cum ne dorim noi,
aici, mai devreme sau mai târziu tot acolo vor ajunge unde ne dorim noi. Pentru că n-aveau cum să stagneze și n-aveau cum să se dezvolte altfel, pentru că presiunea din partea noastră și a oamenilor ca noi era foarte mare. Presiunea unei generații, practic, nu? Exact. Și tentația, tentația dată de ceea ce se întâmpla afară în momentul ăla, n-avea cum să fie ignorată de niciun promotor de concerte din anii 90, 91, 92, care habar n-aveau ce se întâmplă cu ei pe suprafața Pământului. N-aveau cum să nu apară, cu alte cuvinte, n-aveau cum să nu apară festivalurile de afară și la noi, n-aveau cum să nu apară instrumentele de afară și la noi. Era o evoluție firească până la urmă. Întotdeauna am considerat așa și am strâns din dinți și am zis, chiar dacă astăzi n-a ieșit, poate să iasă mâine. Dar ce s-a întâmplat? Că în afară de... N-avea cum să nu iasă. Toți ne doream prea mult lucrul ăsta, încât să ne oprească cineva. Dar în afară de ce spui tu, cred că ar trebui să punem și noi osul la treabă în toată povestea asta, pentru că lucrurile nu veneau gata făcute. Adică dacă la o grămadă de emisiuni televizate nu existau festivalurile pe care le doream noi, noi am pus mâna noi cu crize și cum mai știu eu cine, Point Blank din Macedonia, și am făcut noi festivalul Noise for Fun cu skateboard și nu știu ce. Nu știu, adică do it yourself, cam așa cred că a fost perioada de început. Și cumva noi am adus skate fanul de afară, nu skate fanul, că nu-l făceam noi skate-ul ăsta, dar noi, muzica noi, și skate-ul, noi am participat și noi la chestia asta, adică am făcut să fie ca afară cu puterile noastre. Da. Da, eu ziceam de ce m-a ținut pe mine să nu renunț. Da. Și cu siguranță urma să vină corporații. Și chit că că s-ar fi întâmplat mult mai încolo, cât să nu mai apuc eu să mai fac niciun pas. Dar important era să mergem mai departe, pentru că mai devreme sau mai târziu apărea o fisură în zid și urma să se treacă în partea cealaltă. Sau să crească ăștia de vârsta noastră, să se facă manager la companii și importante și după aia ei să facă ce le-ar fi plăcut să vadă în tinerețe. Și nici România n-a fost niciodată, cu toate piedicile ei, n-a fost niciodată o lume închistată ca altele din zonă, să zic așa. Tot plecând de la încercarea asta de a adapta lucrurile din jurul vostru după chipul și asemănarea voastră, ați reușit să faceți un lucru admirabil, care din punctul meu de vedere a trecut ușor neobservat, și anume colaborarea cu Bill Gould. Ăsta fiind basistul trupei Faith No More, adică basistul trupei fucking Faith No More, man. Da. Mie mi se pare huge. Nu are o realizare fantastică. E drept că Faith No More, deși e o formație destul de cunoscută în România, nu este pe cât de cunoscută ne-am dorit noi. Și în anii 90 rupeau MTV în două și noi cu toții suntem generația MTV. Cum ați trecut peste așteptările de la acea piesă? Nu cred că am avut așteptări exagerate de mari. Ea a fost o chestie pe care ne-am dorit-o noi foarte mult. Noi niciodată n-am avut un PR foarte bun ca trupă. Am crescut organic și am făcut lucrurile mai mult sau mai puțin singur. N-am avut un spate, n-am avut un, nu știu, o mare casă de discuri care să zică asta e formația generației de acum sau ceva de genul. Pur și simplu ne-am făcut noi de capul nostru și Hefe a venit și a zis într-o zi: băi, vorbesc cu Bill Gould, uite, să facem o piesă împreună, să scrie basul pe o piesă, să-l tragă el. Și când am auzit, mi-a căzut capul tuturor. Și a fost o chestie absolut huge pentru noi. Și nu cred că s-a pus vreodată problema să profităm de chestia asta sau să batem la 11.000 de alte porți datorită acestui lucru. A fost ce a fost. A fost o chestie care ne-a rămas nouă în ADN și în istoria noastră și în tot ce am făcut noi, știi? Momentul ăsta a fost un moment foarte important pentru noi și foarte mare pentru noi.
Și o să le păstrăm acolo așa, ca o amintire frumoasă și o filmare făcută de un băiat în Suburbia, unde a și cântat cu noi pe scenă. Există o pare pe YouTube. Trebuie să-mi spuneți dacă e adevărat sau nu. Ia zi. Menționat case de discuri. Ați încercat, ați trecut pe la diverse case de discuri și la un moment dat, în căutarea asta, FM povestea că s-a dus cu un demo pe care erau două piese cu Coma, proaspăt trase, și My Own Summer sau ceva de la Deftones. O pusese și pe aia treia. Și s-a dus cu caseta la o casă de discuri, nu-i dăm numele, guys, uite, eu sunt Hefe, am o trupă, Coma, ăsta e demo-ul nostru, ascultați, vedeți dacă vă place, poate semnăm o... Și ei au ascultat și au zis așa, bă, primele două piese sunt destul de ok, bă, dar aia treia nu sună bine deloc. E... Nu sună bine deloc, plus că e pe engleză, nu înțelege nimeni nimic. E adevărată povestea? Da, așa ne-a zis și noi, eu n-am fost cu el acolo, dar bănuiesc că așa a făcut, nu cred că ne păcălea. Dar da, de-a lui Hefe, din astea, poante de-a lui Hefe. Mi se pare mega funny. Noi am avut în 2001, Jojo, chitaristul nostru de la momentul respectiv, a plecat în Canada și noi făceam angajări de chitarist, știi? Și casting-uri. Și veneau mai mulți chitariști. Și la un moment dat a venit un chitarist, săracu, era așa firav și... Stătea așa înainte să cânte o notă, stătea, cred că 20 de secunde se pregătea care să fie nota bună și o ataca așa și era prost și cânta înfiorător. Deci era ceva, un fel de heavy metal din ăsta minimalist, nimic, știi? După ce se termină, ca sigur zice, bă băieți, cam asta cânt eu, zice, da uite am adus pe o casetă să vedeți ce muzică ascult eu și ce mi-ar plăcea să fac, știi? Și pe caseta aia erau... Rage Against the Machine, tot felul de asta. Man, de ce nu cânti asta? La unde e corespondența? Mă rog, spuneți-mi puțin despre Coma Light, cum a apărut proiectul și cum vă simțiți în Coma Light față de Coma normal? Din punctul meu de vedere, Coma Light a apărut de când a apărut și Coma. E adevărat că el a luat naștere până în 2007 sau 2008. Dar e o treabă cu care cochetăm încă de când ne-am făcut trupe și eu și Cătă. Încă dinainte de Coma aveam noi trupele noastre, Lazy Bones și Words și nu știu ce. Și am găsit niște înregistrări acum, că toată lumea a scormonit pe computerele vechi, pe hard discurile vechi. Și am găsit piese de la Lazy Bones din 97 făcute în varianta lor. Oricum nu le știa nimeni nici atunci, dar noi le făcusem în variantă acustică. Probabil că de la Alice in Chains-ul acustic, de la Nirvana Unplugged, toate lucrurile alea ne-au rămas pe cap și ne-a plăcut și nouă să tot timpul am avut o gândire din asta să vedem cum ar suna piesele cântate la chitară acustică totally different și reinterpretate de variantele lor normale. Mi se pare o altă abordare și am văzut că este foarte bine primită, știi, de public. E mai accesibilă probabil, mai ușor de înțeles și rezonează foarte multă lume cu varianta asta acustică a lor și ne-a plăcut tot timpul să din când în când să mai avem și concerte acustice. În concertele noastre live rock and roll cu toate chitările din lume, integrăm și piese în varianta acustică. Mi se pare că dau așa o diversitate concertului și nu e dat cu capul de masă. Te mai ții și în brațe, te mai pupi, te mai nu știu ce. Deci a luat naștere în 2000, cât că te zici tu că tu știi datele, 2008. Tu ai 2008? 2008, da, 2008. Da, 2008. Din ianuarie până în aprilie am lucrat la el și în aprilie, în mai, cred că l-am lansat. Da, l-am înregistrat. Mai întâi am înregistrat sau mai întâi l-am făcut concert? La Preoteasa, da. Da, n-am făcut un concert la Preoteasa cu pernuțe, cu nu știu ce, a fost foarte drăguț. Da, și după aia ne-am hotărât să și înregistrăm efortul pe care l-am făcut să reinterpretăm piesele. Și le-am tras... live în studio cu Miche și cu Radu, cu toți băieții, mă rog, ne-am distrat. A fost frumos, a fost, cred că, un fel de a scăpa ușor de încă un album, știi? Scrisesem deja două albume și am zis mai facem repede unul și l-am făcut pe ăsta așa, în variante lor acustice, ca să mai fie ceva pe... Că tot în urma unei perioade... Semi-leșinate așa, nu? Da, 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 de confuze. Da. Ați La voi nu e așa? Voi nu aveți perioade din asta, Adi?
în care de zile în care să nu se întâmple nimic sau să simți că bați pasul pe loc, că nu te mai suporți. Am avut foarte multe perioade nasoale. Am ajuns la concluzia, practic, noi ne-am resetat cu totul după colectiv. Știi, după colectiv a fost s-a schimbat toată lumea pentru noi și am început să apreciem oamenii de lângă noi. Cumva ne-a intrat în cap chestia asta că dintr-un motiv sau altul cineva de acolo de sus ne-a pus pe toți din milioane de vieți câte am fi putut avea în 1800-1400. Cineva ne-a pus pe toți aici pe pământ în perioada asta, știi? Și ar trebui să ne bucurăm de cei de lângă noi și de oamenii de lângă noi, de familie, de prieteni și așa mai departe, pentru că chestia asta se poate termina oricând. Și după ce noi nu o să mai și o să ne întâlnim undeva pe un norișor, știi, ne întâlnim, man, tu n-ai fost pe pământ între 6 și 7, da. Știi? Atunci ne-am luat în brațe. Bă, ce coincidență și eu. Dar acum nu ne luăm în brațe, știi, doar pentru că suntem contemporani. Ne uităm așa urât unii la alții și ți-ai zis, după colectiv s-a resetat întreaga noastră mentalitate și ne suntem, cum să zic, suntem nedespărțiți, deși nu ne-am văzut nici noi de 3 luni și nu vorbim, suntem, nu putem unul fără altul. Ne-am așa cumva s-a întâmplat. Dar am trecut prin foarte multe perioade dificile. Am trecut și noi prin perioade în care nu ne mai suportam. Asta se întâmpla mai ales în perioada sărbătorilor, când se aglomerau concertele atât de mult și există la noi în piață, printre artiști, o foame din asta de bani, știi? Adică toată lumea vorbește numai despre bani. Te duci la un concert, ajungi cu duba în backstage și te întâlnești cu o altă trupă. E prima întrebare pe care ți-o pune ăla este: hei, ce faci, frate? De unde veniți? De acasă. Și mâine unde aveți? Nicări. E un fel de... Hai să cântăm mult. Cântatul în România se face la normă. Trebuie să bag mult, frate. Am avut 500 de concerte anul trecut. So fucking what? Ce ai înțeles din ele? Știi? Da. Ce mai dai tu? Ce mai dai oamenilor? Am încetat să alergăm după numere de concerte, după cantitate și după bani, știi? Și am zis, no man, wait, vreau să mă bucur. Viața asta e fucking short. Adică se poate termina oricând. Vreau să mă bucur de fiecare concert al meu. Vreau să-mi tihnească. Vreau să am timp, da, să stau cu publicul și să mă bucur de el. Asta mi-a lipsit și mie, asta simțeam că lipsește și mie și am regăsit acum în perioada asta de liniște, apropo de ce spuneam la început, am luat chitara și puțin cât am reușit, cât m-a lăsat Petra, puțin cât am stat și cât m-am jucat cu ea, am regăsit plăcerea aia de a sta cu chitara și de a-ți imagina lucruri fără să fie nevoie să se potrivească cu ceva anume. Pur și simplu să le cauți, să ai răbdare să le cauți, să vezi de aici ce ar veni mai bine, cum ar fi mai bine. Dar uite că a fost că am pus mâna acolo, știi? Lucruri pe care dacă nu te oprești la un moment dat, dacă nu există un loc, un moment din ăsta, cum a fost acum pandemia pentru mine, spre exemplu, care să te oprească puțin, brusc. Da. Să te trezești așa că nu știi ce să faci și să zici, bă, ce aș vrea să fac, încotro să iau? Păi hai să mă întorc un pic înspre ce îmi place. Să încep cu asta. Dacă nu se, nu știu, când te oprești altfel? Că dacă te lași dus de val, de val, de val, când trebuie? Mâine, 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 mâine și încă una, și încă una, și hai, și hai, și hai. Dar voi nu cântați, dar voi nu mergeți, dar mergeți acolo, dar hai că am mai apărut. Oprește-te că nu mai poți să respir. Cum vrei să mai cânt dacă eu nu mai respir? Eu vreau să mă bucur de ceea ce fac. De asta și muncesc. De asta nu am ales să fac numai muzică, pentru că n-am vrut să depind niciodată de chestia asta. Am vrut muzica să fie ceva al meu și atât. Ei! Ca să îmi prins atmosfera, ieri am făcut așa un mix search pe Google și puteți să-l faceți și voi. Am scris coma trupă și am dat search pe Google și Google îți dă mai multe pagini, știi? M-am uitat pe prima pagină, coma, coma, nu știu ce, bla, 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 bla. Pe a doua pagină, primul link este următorul. Trebuie puțin să găsesc.
scrii coma trupa, a doua pagină de Google, formații nuntă București. Ei, am ratat momentul ăsta. Ați cântat vreodată la nunți? Băi, la am nunt? Cântat, da. Am cântat, da, dar la nunta lui Barbu de la Emil. Aia nu se pune. A, nu, de două ori. Da. Aia nu. S-a e. Bănesc că a nunta lui Barbu de la Emil. Nu? Cât a ținut nunta lui Barbu? Băi, a fost în fabrica. Și a ținut, a fost prima nuntă la care a cântat coma. Și a ținut cât, dar nici nu mai știu cât a ținut de acolo. Bar n-am. Știu că a fost o circotecă totală. Da, 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 da. Deci a fost un circ pe scena aia de erau, mă rog, a fost foarte frumos. Într-o joi, așa cum își face un artist nunta. Da, da. Pe duminică, da. Da. Ea a fost singura nuntă la care a cântat. Am mai cântat la încă una, la niște prieteni. La un prieten care acum e în Austria, în loc să stea aici cu noi, cu toți românii noștri. Da. Da, a fost arătată pe prietenie, pe... N-am cântat la nunți. Am mai primit o grămadă de cereri și le-am refuzat. Și au decis oamenii aia să-și danseze dansul pe piesele ale noastre. Și în special pe cel mai frumos de pe pământ au cântat. Au dansat și au cântat. Dar ne trimiteau filmări după aia. Uite ce frumos a fost, ce păcat că n-ați fost aici, bă. Asta este. Da, nu se potrivește cu noi. Genul ăsta de chestii. I don't know. Bunica mea mi-a spus că Iris, formația Iris, a cântat prima dată, așa zice ea, la o nuntă, la o nuntă la care a fost ea, nu știu unde, până Ardeal, bla, bla, bla. Și atunci a cântat Iris la nuntă prima. Da, uite, noi n-am cântat așa, adică o bunică nu o să-și aducă aminte de chestia asta, din păcate. Ne-am avut că, în 1999 plecam în Germania să registrăm fenomentalul, știi? Strânseserăm 5.000 de mărci și cumpăraserăm 48 de ore de studio și eram în drum spre... Și ne sună cineva de la Piatra Neamț și zice: băieți, uite, am vrea să facem un concert cu voi. Unde? Păi e un club la parterul unui hotel. Zic, bă, perfect, o luăm pe la piatra, câștigăm și niște bani și plecăm Arad, Germania. Ajungem noi la Piatra Neamț. Era un club, într-adevăr, în subsolul unui hotel. Iar am cazat în hotel și ne punem noi acolo sculele, ne montăm și începe aia să vină cu caviarul, cu fețele de masă, cu fundă, cu toate chestiile. Ce se întâmplă aici? Adică nu e chiar cântare de club. Venim seara la program, nuntă în toată regula, știi? Dar noi deja acolo, zic, băi, asta e nuntă, zic, ce facem? Ce faci? Vine Mirele sau Nașul la noi și zice: băieți, o să vă rog să cântați, foarte politic, vă rog să cântați în jur de o oră jumate așa, cântați în repriză de câte jumătate de oră. Zice, ok. Noi eram, îți dai seama, noi aveam dat primul album, Rahova, și scosesem basul și cu toba mare, știi, ca single. Și zic, bă, ce să cântăm? Ne punem în primul șnur, ne punem așa piesele mai soft, mai vesele, mai bla bla bla. Cântăm noi Ozosei și Te voi răpi, nu știu ce. După prima jumătate de oră vine Mirele Nașul la noi și zice: băieți, eu știu că voi un drum lung, da. Poate vreți să voi să plecați și voi sănătoși la drum, să ajungi în Germania, schimbați repertoriu. Și mă, dar n-avem cum să schimbăm, adică nu știu, știm doar 10 piese, adică, mă rog. Găsiți o soluție. Și soluția a fost: Jojo, chitaristul nostru, mai știa el niște piese, eu mai știam Knocking on Heaven's Door și nu știu ce pe chitară, dar zice, fără versuri, adică la... era pe sticlă, sticlă din aia de whisky, de, nu știu ce era, de aia de 5 litri, zic ok, a dus sticla încoace, am băut toți și a început, deci am cântat La Bamba, poate nu știu, When a Man Loves a Woman, dar fără cuvinte, știa, era A Man Loves a Woman. Și a trebuit să faceți. Da, am cântat noi jumătate de oră așa și vine ala după al doua tură de program și zice: ați văzut, mă, băieți, că se poate. Se poate. Nu ai terminat sticla de ochi, frate, ce am cântat La Bamba de 5 ori. Mamă, ce caterincă, da, n-avem astfel de întâmplare din fericire sau din păcate, habar, da, n-avem din asta. Ce demență. Da. Noi am fost să cântăm la Arad, la partidul nu știu care. Aulă, da. Am avut o din asta să cântăm pentru un partid, dar noi știam că pentru un partid, nu mai știu ce a fost. Era ceva petrecere, zilele something-ului, nu știu. Da. Și ne-au pus acolo, eram în Arad, într-un parc din ăsta de vară, unde mergeam la strand. Al patrulea concert, coma. Al câtelea? Al treilea?
Al patrulea. Al patru, la concert Coma. Și v-au dus pe ștrand, ok. Ne-au dus pe ștrand, era o masă din asta de plastic și, și un prelungitor cu, din asta, cu trei prize. Și a zis, puneți-vă scule aici și cântați. Și noi venim fără tobe, fără nimic, adică venim ca trupa, cu un pic, cu chitările după. Unde se cântă dumneavoastră? Ați nebunit, unde scena? Care e scena dumneavoastră? Cântați aici, pe iarbă. Fii atent că atunci se umbla cu tobele după tine, pentru că nu se găseau tobe peste tot și veneai cu tobele de acasă. Deci noi eram și cu tobe după noi. Am venit și cu tobele? Nu mai știu. Venit cu trenul. Ce vremuri, bă, cu tobele, cu trenul. Cine n-a prins? Da, în 2000 arată. Da. Și la urmă, omul, pentru că nu am cântat, n-a vrut să le mai da banii înapoi. Și Dan s-a enervat și a zis, nu ne dați banii! Bă, știi cine sunt eu? Eu apar la televizor, bă! Apar la televizor, vă dau la televizor pe toți, ajungeți, bă, ia mama dracu pe toți. S-a băgat, hai, dom'le, gata, terminat și ne-au dat banii să plecăm acasă, deci a fost oribil. Vezi, mă, arădenii tot, oameni de bun simț. Nu... Ce să mai zic așa, cu partidele voastre, cum știu, vă dau la televizor pe toți. Eu cu gura mare, ce televizor, Maxim Atomic TV, ne mai vedea și pe partidul în Arad, așa... A? Nu-mi dau seama ce partid putea să fie în Arad. Că tu... da. La noi nu sunt discuții. Eu cred că era Partidul Național, nu, era PD-ul. Parte din noi spun că era PNL. Habar n-am, nu știu, man, nu știu. Dar parcă era PD-ul, PDL-ul, PD-ul, nu știu, Partidul ce? Democrat. Eu. Că da, am citit o chestie, un interviu cu voi, în care explicai puțin despre, să zic așa, începuturi. Ce te-a atras către muzică și cum ai început să derulezi chestia asta, cum ai început să pui în mișcare sistemul. Și scrie acolo că o persoană pe care o urai foarte tare își luase o chitară, da, și cânta și toți erau în jur și se uitau. Da. Decriptezi chestia asta? Eu sunt un om care a crescut în fața blocului. În fața blocului însemna să ai la dispoziție 10 de copii de la diferite scări de bloc. Da. Lângă blocul nostru era un loc de joacă, mă rog, semi-pajiște, o chestie, un spațiu verde, unde jucam fotbal de foarte multe ori. Și la un moment dat n-au mai fost. Nu mai aveam cu cine să joc fotbal pentru că toată lumea se ducea la acea scară de bloc unde se cânta la chitar. Și unul dintre motivele care m-a determinat să mă apuc de chitar, mă rog, a fost și întâmplarea asta. Am zis, ok, o să-mi iau și o chitară și o să ajung să cânt mai bine decât o face acea persoană. Ambițios, ce să zic. Nu e acea persoană? Da. Noi știm, o cunoaștem? Nu, e un ilustru copil din fața blocului meu. Care cânta la chitară într-o zi. Da, exact. Nici n-a cântat de prea multe ori. Dar pentru mine a fost un moment decisiv. Au mai fost momente din astea, stepping stone, la modul declanșatoare de idei fixe. La modul, ok, s-a întâmplat asta, jur că nu se va mai întâmpla niciodată. Și voi face tot posibil să nu se mai întâmple. Și au funcționat. Îți iese? Da. Da. Și cu... oameni care de-a lungul timpului s-au intersectat cu noi, oameni influenți din industria muzicală și care ne-au tratat așa cu dispreț și cu indiferență și nu au făcut altceva decât să mă ambiționeze îngrozitor de tare. Și nu cred că există vreunul care să nu se fi întors la noi la modul băieți, am eu, vreau eu, fac cu voi. Uitând că în urmă cu câțiva ani,
i-a puțit când i-am ajuns pe la nas. Lucru care pe mine m-a satisfăcut extraordinar de tare și m-a motivat în continuare. Vreau să vorbim despre chestia asta prin care ați trecut voi, care mie mi se pare absolut extraordinară și pe care eu o numesc The Second Coming. Pentru că ați avut parte de glorie și de public odată cu valul generației din care faceți parte și mă refer aici la anii 2000, după care, după micul hiatus despre care am vorbit mai devreme și renașterea, a doua venire a lui Coma pe pământ, lucrurile s-au schimbat așa de la o zi la alta și v-ați transformat într-un mic fenomen, să zic așa, ca să nu ca să nu arunc cuvinte mari. În sensul că fiecare generație, parcă generațiile se judecă, nu știu, la interval de 20 de ani sau ceva de genul ăsta, dar în muzică fiecare generație, la fiecare 10 ani apare câte o trupă care devine cumva trupa generației, trupa nișei ei. Și prima trupă care a reușit să facă lucrul ăsta au fost Robin and the Backstabbers, din punctul meu de vedere, știi, după 2000 încoace, care au fost o trupă fenomen. După care, practic, ce se întâmpla la Robin la concerte, începea să se întâmple și la voi. Și voi ați avut perioada voastră în care ați devenit trupa unei generații, dar deja generația nu mai era generația voastră, ci era o generație mai tânără. Cum face chestia asta să vă simțiți, nu în real time, ci privind așa cumva de sus, știi, Coma de la început până azi? Eu încă mă mai minunesc de lucrurile astea, să știi. Încă mă minunesc că lumea apreciază și că în așa măsură încât să, nu știu, să-și tatueze logo-ul trupei pe piele și să ajungi să fii la momentul ăsta o trupă de genul ăsta. Încă mai minunez. Sunt conștient că nu e degeaba, dar mă obișnuiesc cu greu cu chestia asta. I'm humble, nu știu cum să zic exact altfel, că se întâmplă lucrurile astea. E frumos și nu știu cum de încă mai sunt copii, prin copii mă refer la cei care sunt tineri între, nu știu, 15-18 ani și care nu s-au lăsat duși de valul ăsta modern și încă mai sunt și ascultă rock și nu ascultă ce a spus taicăsul, nu știu, Uriah Heep sau mai știu eu ce, și uite, au reușit să treacă și pe la noi și să asculte muzică de genul ăsta, lăsându-i pe cei care ne-au ascultat din 2000, cum zici și tu. E adevărat că este o generație și sunt mulți și sunt din ce în ce mai mulți cumva. Mă bucur că sunt fericit că se întâmplă lucrul ăsta. Cine sunt ei? Ce muzică ascultă ei? Ce muzică mai ascultă ei? Da. Am mai povestit așa și ascultă cumva ce ascultam și noi și poate ascultă și trupe, nu știu, Reckless, există trupa asta? Reckless? Da, sau ceva care conține și cuvântul reckless. Cum? Poate Whitesnake. Nu, Whitesnake, sigur nu Whitesnake. Ce ascultă? Ascultă și Agent Fresco. Ascultă, mai discutam despre trupe din astea mai, nu tinere, dar ca Thrice, să zicem, Tool. Tot din zona noastră cumva și mă bucur că au ajuns la ei, știi? Cumva tot în zona de rock. Alternative rock, da, exact. Dar cred că ascultă și Billie Eilish, Which is Cool, știi? Adică e o combinație mișto ce ascultă copiii ăștia acum. Și e mișto că nu se mai dau în lături cum ne dădeam noi când eram tineri și ascultai pe Șestache de pe Mode, că dacă ascultai de pe Mode și Metallica nu era regulă deloc, știi? Adică ceva e periculos. Da, aia cu hip-hop-ul și cu rock-ul, să zicem că începuse să treacă așa, cu vederea că făcuseră Onyx cu Biohazard piesă bună împreună. Dar ascultul de Depeche Mode sau Cure, niciodată. Ce a scris? Cătălina Lee, The Pretty Reckless. The Pretty Reckless. Da, nu știu, am auzit așa tot felul de nume din asta de trupe, de la care am auzit o piesă și mi-a plăcut, n-am stat să aprofundez, dar
nu știu, ascultă muzică pe care nu am mai auzit-o. Sau, mă rog, multe dintre trupele pe care le ascultă ei nu le știu, dar mă bucur că e și Coma inclusă pe acolo. Cătă, din punct de vedere vocal, există lucruri pe care Dan le poate face și ești invidios pe el? O invidie pozitivă, la asta mă refer. De exemplu, în cazul meu, mie mi-ar plăcea să fac growl-uri ca Dan. Că îmi place, mie îmi place, growl-urile lui Dan sunt cele mai frumoase growl-uri. Ești drăguț. Dan mă, știi cum spune, see the slot în... În Ice Age. She completes me. Da, completes me. De multe ori n-am cum să fiu invidios pe el, pentru că nu o face împotriva mea, Doamne ferește, o face cu mine și pentru mine. Eu așa simt lucrurile. Nu. Adică amplifică ce fac eu și nu știu, face să fie mai maestos ceea ce fac eu. Sunt nu pot decât să-i fiu recunoscător că a stat toți anii ăștia lângă. Sunt încă aici, cred. Nu mai știi ce se întâmplă cu Cătă, cu el mă împinge pe mine să fac lucrurile astea, că eu nu mi le doresc, nu că nu mi le doresc neapărat, dar noi am tot discutat și am zis: "Bai, să nu mai țipăm așa în piese, că uite, piesele astea cu țipat sperie lumea, bă, băiatule." Și n-are rost că lumea vrea să ia în brațe, vrea să danseze. Hai să facem să fie bine așa, piese ca document. Dar de aici am intrat în conflict cu el. Da. Și el îmi zice: "Ba, nu, aici trebuie să facem să fie dracu gol." Aici să facem să fie dracu gol. Uite, un exemplu este la piesa Bine, al cărui refren suna foarte drăguț în altfel, din punctul meu de vedere, care avea o voce melodioasă și cânta refrenul. Și cât a zis: "Ba nu, nu-mi place ce am făcut aici, hai să facem să faci tu ca Satana." Și am făcut ca Satana și că a fost bine, adică a avut flair să facem așa. El m-a împins să fac așa, eu n-aș fi țipat să strig melodia, dar a ieșit bine așa, bine. Dar nu ai stricat-o. Nu, acum sunt conștient că n-am stricat-o. Dar la momentul ăla mi se părea mai frumos ceva cântat de Cătă, cum făcuse el și știu doar eu și formația, pentru că n-a ajuns în altă parte, nu? Pentru mine, scuză-mă, pentru mine Dan țipă cu sens. Dar n-a țipat niciodată fără sens. Da, n-o să zic niciodată și nu înțelegi că te iubesc. N-are sens, așa. Adică să te exprimi în felul ăla, să minit, știi? Te-am sunat, vino să-mi iau floabe. Asta nu înțeleg. Dar sunt momente în care tensiunea trebuie să fie tensiune, gravitatea trebuie să fie dramatismul, trebuie să fie dramatism. Și el, împreună cu mine, reușim să, sau, nu știu, să facem chestia asta. Deci, dar cum s-a împărțit, felia asta de cașcaval a partiturii vocale? Pentru că majoritatea trupelor cu doi vocali, unul era mai mult pe partea de rap, unul era pe partea de cântat. Erau tot felul de variante. La voi e, cum e? Dan e ăla rău și tu ești ăla tandem? Ăla bun. Cum? Sunt momente și momente. Momente în care... depinde de ce vrei să transmiți, de ce trebuie transmis, de ce îmi doresc să transmit prin versuri și prin piesa respectivă. Sunt locuri în care gravitatea și, nu știu, dramatismul nu au nevoie de urletul lui Dan. Și atunci ne înțelegem la chestia asta. Depinde foarte mult de ce trebuie transmis. Dar cum Dan refrenul ăla de Dan era fix de, eu cântându-l, oricât de frumos l-aș fi cântat, era fix degeaba, zero. Cu toate cuvintele pe care le-aș fi pus acolo, n-aș fi reușit să ajung niciodată la ce reușește el să transmită prin acel bine. Niciodată. Vine Dan într-o zi și zice: "Băi, uite, am făcut o piesă și mi-ar plăcea să cânt eu cap coadă." Dan, e o piesă cu growl-uri, e o piesă, o baladă, whatever. Cum? O baladă, nu știu, îi vine lui Dan să facă o piesă pe care să o cânte el, frumos, cu vocea... Eu de-abia... Cu siguranță s-ar putea întâmpla asta, dar nu vreau eu.
pentru că așa de mult îmi place cum cântă Cătă, încât nu aș putea niciodată să mă pun în vocea lui. Piesa Culori a fost gândită pentru vocea lui Dan, pentru că eu nu pot să urc acolo. Cel puțin în momentul în care am înregistrat-o, mi era îngrozitor. Am înregistrat refrenul într-o seară în care Dumnezeu știe ce mi s-a întâmplat, de am putut să urc acolo. Și mi-a plăcut și am zis gata. Deci, oricum căutam pentru Dan piesă, să facă ceva și piesa era pentru Dan. Și Dan a venit foarte bine mersi, liniștit în studio și a zis nu. Not gonna happen. This is your song. Mi-a ieșit odată, a doua oară nu o să mai iasă. Do it. Da. Extraordinar. Da. Și de așa m-am pricopsit eu cu Culori. E foarte frumos. Da. Da. Și te ajut eu la refren acolo, cânt și eu cu tine, dar da. Eu cânt sus, tu cânt jos, mă rog. Într-un final a zis, bine mă, hai că fac și o chestie. Dacă îmi dați din timp, o cântam eu pe toată. Da, uite, vezi, au fost alte timpuri, băiatii, dar ce frumos a fost când ați cântat-o voi. Ceva, nu mai știu ce am făcut, am cântat-o împreună o dată. Am cântat-o, dar știu unde am cântat-o, chiar la Colectiv, băi, am cântat-o, extraordinar. Da? Cred că unul dintre ultimele concerte la Colectiv, ultimele concerte Coma la Colectiv. Printre ultimele concerte. Da. Știu că mi-ați spus că nu prea v-ați văzut în perioada asta și știu că... anul ăsta aveați niște planuri mari, exact. De 20 de ani de Coma. Da, ne-a prins pandemia în plin construcția unui album. Album care era aproape gata, urma să tragem vocile. Un album nou pe care vroiam să-l lansăm în noiembrie, probabil că o să amânăm lucrul ăsta. Nu că nu probabil, 100% o să amânăm lucrul ăsta din păcate. Ca să-l putem face așa cum trebuie la anul și în loc să sărbătorim 20 de ani și să lansăm un album, probabil că o să fie 21 de ani și lansăm un album. Voia să fie un album de 20 de piese, care s-a transformat într-un album de 12, că le-am mai cernut, nu? Sau cum se zice, așa se zice, Cătăm. Da. Și da. E un album care ne place foarte mult. Ce piesele de pe el sunt, cum zice, de toate felurile, pentru toate gusturile. Și e minunat și e mai simplu, un album mai simplu și un album rock și de toate feluri. E foarte frumos. De-abia aștept să-l putem împărtăși cu toată lumea. Și îmi pare rău că n-a putut să se întâmple așa cum ne-am plănuit, din păcate. E mai bine că nu s-a întâmplat așa cum ne-am plănuit, pentru că... Zici? Că... De ce? Ai schimbat ceva? Că n-am mai vorbit despre asta, ți-am zis, Adi. Lumea a schimbat. Apariția asta de, sau nevoia asta de a sta în casă a acumulat niște energii de care cred că albumul ăsta o să aibă nevoie să iasă de exact. Da. E un album care are nevoie de spațiu. De spațiu? Da. Sunt convins că și de loc în care oamenii să se poată desfășura, să poată reveni la normal. Nu. No. Băi, dor de de trupă? De colegi? Mie mi-e foarte dor. Mie mi-e foarte dor să ne vedem și să cântăm. De-abia aștept să se întâmple lucrul ăsta. Sper că să se întâmple cât mai curând. Am chef. Am super chef. Ia uite cine a intrat. Ce faci, Aburescu? Uite, am auzit că ți-e dor de mine. Dar ce cu ochelarii ca Charles Bronson sau cine are ochelarii așa? Ăla, Ray Charles. Are you ok? Cine găsește, da. Am singurul loc mai retras a fost aici, la soare. Frumos. Salut, Adi. Ce faci, zicuții mei? Dragi, să facem, uite, povestim. Mă rog, știu ce faceți, că am urmărit. Da, asta am auzit. Opa, bine, acolo? No, Rachelu. Bine, Gogoaș. Salutare tuturor. Cum mă, n-am vorbit nimic de Gogoașul ăsta, care e cel mai analogic membru al formației? Dana știe că e pe net acum? Da, știe, da. Știu. Mă simt ca la surprize. Ce dracu faceți, mă? Deci îți dai seama ce surpriză dacă m-am logat și eu?
Da, și ai semnal la internet, ai luat stick de la nou, ce faci? Da, da, da. Da, ia, eu stai să-mi pun și momentul balat pe voi, bine? Mamă, ce cool! Da, băi, ce nebunie! Ați fost lucrați, băieți, cum se zice. Am fost lucrați. Dar unde e ăsta la Trepe și Matei? Uite ce acum, face? Stai, te pregătește. No! Mamă, ce drăguț! Băi, Gogoașe, mai avem o oră doar noi, de acum, nu? Auzi, mă, Gogoașe, dar tu ai blocuri acolo în spate? Ai revenit în București? Am revenit acum, fix acum, dar mă întorc înapoi. Aia vreau să zic. Da, fix acum am ajuns. Acum am coborât din mașină. Ai venit să-ți iei basul? Nu, păi am acolo basul. E primul bas pe care am învățat eu vreodată. Nici nu Da, eu, mă rog, nici nu mai știu de unde l-am cumpărat. Dar încă funcționează, adică bătrânul face treabă. Ce am tras atunci ce te-am trimis ție era tras pe basul ăsta de care zic. Pe primul bas, cum zice. Se simte lemnul vintage. Se simte. Exact. Patina timpului și a spus. Are vibe-ul anilor 80, 100%. Da, exact. Distorsorul ar strică un pic, dar altfel totul e ok. N-ai ce să faci. Se face din butoane. Deci aici mai sunt încă două locuri libere care trebuie să se umple, nu? Dar Matei a încurcat puțin zilele și are treabă la tribunal, nu știu ce. Cred că se duce să sau ceva de genul ăsta. Wow. Așa. Iar Hefelica, na, Hefelica e Hefe clasic, are o urgență. Da. Exact acum. Da. Dar, mă bucur să vă văd pe toți. Vreau să vă prind pe toți șase să vă urez așa la mulți ani din mulțumim partea mea. Mulțumim mult. Electric Castle. Mulțumim. Unul dintre cum să zic, visele tale a fost să cânți la Electric Castle pentru că te dusesei acolo de 2 ani consecutiv la festival ca spectator. Așa e. Și așa s-a întâmplat. Și a fost foarte frumos, da. Da. Am fost încă de la prima ediție la Electric Castle. Este un festival absolut bestial care m-a uimit plăcut. Că mă așteptam să fie doar muzică electronică și, nu știu, o prăjeală, dar a fost ceva absolut minunat încă de la prima ediție și atunci mi-am zis că this is the festival. Asta este festivalul la care mi-aș dori foarte mult să ajungem și noi. Și ce frumos am ajuns să cântăm acolo. O dată pe o ploaie torențială și a doua oară pe main stage. A fost amazing. Pe o semi, a doua oară pe o semi ploaie. Doar poți să-mi plai? N-ai, că n-a plouat doar. După noi, a plouat după noi. După noi au fost două concerte foarte, foarte reușite. Mișto pentru noi cel puțin, mă rog, și lumea parte s-a distrat. Mai puțin din punctul meu de vedere, întoarcerea, drumul de întoarcere de la a doua dată când am cântat, când am rămas fără carnet. Vorbeam de concerte, nu de trivialități din astea. Da. De împărțirea energiilor cu oamenii, realizări în viață cu carnet. Căuta Pokémon și a rămas fără carnet. Pac, Gogoașe. Mai am o întrebare, că ar trebui să elucidăm misterul în această emisiune și nu în alta. De unde a apărut acest Gogoașe președinte? Să poate bă, mă, că eu habar n-am, câte poate știi tu detalii? Gog știe. Pur și simplu, dintr-o dată cineva a început să strige la concerte Gogoașe președinte. Cine a fost ăla care a strigat prima dată? Mai știi Gog? Adică, asta e băi, fii atent. Aș vrea să spun eu. Vărul meu, un văr de-al meu mi-a spus, bă, tu știi că eu am strigat prima dată Gogoașe președinte la, la un concert la colectiv. Deci ca, practic în cazul oricărui. Ca în cazul oricărui om politic, ai avut un om acolo plătit care a făcut chestia asta pe tine. Bă, n-a fost plătit. E vărul meu. Nu am, cum să zic. Nu i-am zis nimic. I-am zis, bă, mergi la concert? Da. Și după aia mi-a zis el, cred că anul ăsta mi-a zis. El acum e plecat în Canada și mai vorbim la telefon și mi-a zis, bă, tu știi că eu am strigat prima oară Gogoașe președinte la colectiv? Și mi-a zis, mai ții minte când am venit la concert și era și cu fratele lui. Și zice, am vorbit cu frate meu, hai mă să strigăm împreună, hai ca să facem ceva mișto. Bine, mă, un val mexican okay. Sau Gogoașe președinte. Da, și mi-a zis, bine, așa e, cum zici tu, na.
Dar deci, dacă stau bine să mă gândesc, cam la colectiv am auzit prima dată. La colectiv. Și faci ceva în sensul ăsta sau? Nu. Nu, 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 nu. Nu. Nici într-o mie de vieți n-aș face așa ceva. Ok. Guys, Matei și Hefe, v-am zis că sunt ocupați. Înțelegem lucrurile cu Gogoașă și anume că nu poți să pui bază în ceea ce spune. În Gogoașă? Da. De multe ori te trezești cu lucruri despre care habar n-aveai că s-au întâmplat deja în ceea ce privește. Noi încă așteptăm să mai apară încă un copil al lui sau doi, poate. Încă așteptăm să apară important. Mă rog, nu ne-ar mira. Deci e posibil, eu știu, poate la un moment dat să vedem candidat să ne zică, a, păi, a, n-am uitat, am uitat să vă zic, că pur și simplu. Ce mă lupă am zis? Da. Și gata, de acum mă mai apuc niciodată, jur. E ultima oară. Wow! Bun, bună! Mersi pentru ziua de azi. Mă bucur că v-am măcar pe voi patru. Mi-e dor de un concert cu voi, mi-e dor să ne întâlnim și în real life și mi-e dor să ascult piese noi de la voi. O să fie. Poate faceți ceva, Cătă. Da. Hai să vedem cum ne întâlnim. Hai să vedem cum facem. Eu cred că ar trebui deja să începem să ne vedem. Le propun băieților așa să audă toată lumea aștia, toți oamenii care se uită la noi. Îi aștept la mine în curte să facem o, să bem o apă minerală și să vorbim. Un grătar. Așa că hai să vedem, poate ne vedem weekendul viitor. Facem și noi un live de la noi din curte și să ne vedem față în față la distanță de 2 metri. Sau cum e legally și possibly. Uite, îți promit, Dan, că dacă voi faceți chestia asta, o să o facem și noi. Yeah, let's do this. Hai, toată lumea la grătare. Hai să, așa te să înceapă o reîmprietenire a formației sau o reîntâlnire. E un fel de challenge din ăla, nu? Cum să-l facem ce poartă. Noi stabilim regulile. Nu, exact. Noi. Doar să, trebuie doar să se întâmple. Absolut. Absolut. Păi hai, la voi... pe grătarul de la piscină. Exact. Voi primi. Mersi mult ziua de azi. Mulțumim și noi foarte mult, Adi. Hai, doamna aștept să ne vedem. Mulțumim, Adică, ne-ați reunit un pic așa cu colegii. Mulțumim. Să ne vedem la față. Doamna aștept. Bye, pa, pa. Ceau, ceau, pa. Pa. Ceau, ceau. Guys, am avut, cât am avut? Patru șesimi din trupa Coma. Poate facem un stream separat cu Matei și cu Hefe. Mi-a fost dor de ei. Folosiți partea asta de comentarii pentru a face sugestii acolo de backstage-uri, în ce backstage vreți să intrați, a cărui artist și aveți pile la mine, s-ar putea să intrăm acolo. Eu am fost Adrian Despot, săptămâna viitoare ne vedem marți la ora 12 PM fix cu o altă ediție din Backstage Pass. Thank you!